Bună dimineața! Bine ați venit la ziua 3 alături de noi. În episodul de ieri am plecat din Budapesta și am ajuns în orașul dragonului Ljubljana. Sperăm să vă placă și acest video. Dacă vă plac videole noastre, ajutați-ne să ne îndeplinim obiectivul de a ajunge la 1000 de abonați. Vă mulțumim! Astăzi e mega cald, am văzut că sunt 36 de grade, deci cred că o să facem doar video de seară, să filmăm cel mai mult. O să mai filmăm așa un pic, dar doar de seară, plus ca să avem și de lucru. Hai să facem întâi rutina de dimineață. Ne vedem imediat! Am ieșit la plimbare. Cam asta e în fiecare dimineață și acum Cristina a mers la magazin, acum văd că ajunge. Plimbarea, ieșim un pic dimineață să facă pișul și treburile. Dar acum nu știu, n-are chef nimic, că tot insistă să mai stă, dar avem și ceva de lucru. Și după ne vedem, mergem și mâncăm micul dejun, că a luat Cristina ceva de la magazin și după de așa, de ieșit, ieșim de seară, doar că o să fie mega cald astăzi. Deci ne vedem mai încolo. Pa, pa. Salut, deci am terminat cu lucru și eu mă pregătesc să merg la un tenis. Am scris pe Instagram la ceva academie de tenis aici din Ljubljana și am zis, hai, să pot să vin astăzi. Și mă duc acum de la 6, sper să nu fie cald, că, adică sigur o să fie cald, sper să nu fie super cald. Și acum pregătesc aici rachetele, sunt pregătite frumos, aranjate, ne-am pus papucii de schimb. O să merg pe un teren, vă arăt pe acolo, un teren de la hard, la noi mai mult clay shop pe zgură. Dar hai, înainte să mă schimb un pic. M-a schimbat, deci ne vedem de la tenis, plecăm, pa, pa! Am ajuns aici la tenis, e așa de cald, nu-i nimeni, nu joacă nimic. Sunt foarte curios, cred că ăsta e terenul, aici în spate. Asta pe hard, abia aștept să joc. Bună seara, bună seara! Din Ljubljana, Ljubljana. Mergem să explorăm astăzi orașul dragonului, nu? Ce-a mai rămas din astăzi, că am ieșit la 8 seara pentru că a fost extrem de cald, a fost 36 de grade. Da, azi... Cel puțin la umbră, la soare, cred că a fost vreo 40. Da, astăzi cred că o să fie un pic mai scurt, poate că no, asta așa a fost, nu avem ce să facem. Dar noi stăm două zile în Ljubljana, după miercuri mergem, astăzi luni, miercuri mergem în... Bled? În Bled, da, la lacul Bled și acolo vizităm și apoi joi plecăm la Plitvice Park. Acolo o să fie super tare, am găsit o cazare mega șmecheră. Am ajuns în centrul istoric, în Ljubljana. Îmi place partea asta în care se văd clădirile tipice ale orașului și acolo sus, nu știu dacă se vede, în realitate se vede mai frumos, dar este castelul la care sper că vom ajunge mâine, o să urcăm acolo cu... Da, hai să mergem mai departe și... Mergem în piața aia celebră, nu? Da, mergem în piață și apoi la Podul Dragonului. Da. Se ajunge la piață. Da, da. Și aici parcă mai sunt ceva magazine, o zonă de aia cu magazine. Așa țin minte. Care e dezavantajul că ieșim așa târziu, că multe se închid, multe magazine și nu putem să mergem la shopping. Da. Sper să găsim totuși, dacă nu astăzi, mâine, poate mai ieșim mai repede, să ne luăm ceva suvenir de aici. Da. Vreau să ne luăm, am zis că să ne facem o colecție aia cu cărți, așa, what to visit în fiecare țară, să avem în biblioteca noastră acasă. Cred că ar fi ceva tare, nu? Da, da. Ajungem în piața centrală. Ce interesant arată clădirea asta, vezi? Și acolo, aia pe colț îmi place mult, uitați-vă.
Asta portocaliu și aia pe colț, super fain arată. Ce se întâmplă aici? E destul de animat, uite aici. Nu? Multe podulețe, cum am zis. Da, păi e Lublianica, sau cum e pe Cădriu? Cum se numește? Da, cred că Lublianica se pronunță. Super frumos arată clădirea asta, Galeria Emporio Armani. Ce frumos arată, sincer. Păi de acolo dă cu apă, dar nu știu exact de ce. A, poate, poate să se recorească, că a fost mega cald astăzi. Da, cât de animat, tu vezi câtă lume e. Da, 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 adică nu-i sufocant, știi? Mm-hmm. Nu e așa un oraș din el aglomerat să zici că te sufocă. Îți dă o stare bună. Okay. Așa lumea e relaxată, se plimbă, terasele sunt pline, trebuie să ne oprim și noi la o terasă să mâncăm ceva și să-i dăm și la cear de apă. Da, să stăm acolo la statuia, că am mai stat, vezi? Haide. Hai să vedem. E așa se numește piața, pre-seren, pre-seren. La seara nu aștept, știi? Ale orașului, Podul Dragonului. Dragonul fiind simbolul orașului Ljubljana. Trebuie să veniți aici să vă faceți o poză cu unul dintre cei doi dragoni, altfel nu ați fost în Ljubljana, așa că Alin, fă-mi o poză. Da, hai să vedem dacă reușim, că e destul de multă lume. Că tot ziceam de simbolul orașului. Deci cine vrea dragon să ne scrie, vă rog, în comentarii, până mai suntem în Ljubljana. Ia un dragon suvenir. Îl luăm la Charlie. Eu zic să-i luăm la Charlie o jucărie dragon să ne jucăm pe el, aruncăm. E sigur o să se bucure. Da, da. Mergem să mâncăm acum. Am găsit ceva restaurant la 4 de metri. Sper să fie loc. Da, sper să avem loc și, sincer, mi-e cam foame. Da, mi-e mi și sete. Da, asta replica zile la noi. Mi-e cam foame. No, până mea mi-e foame. Sincer, n-am mâncat de la amiază. Da, dar n-am mâncat. Am mâncat ceva gustare, ceva fructe și de asta, dar cam atâta. Da. Deci ne vedem de la masă. Sper să găsim loc, sper să găsim, dar rog, rugați-vă pentru noi. Că-s leșinat, dacă nu leșin de foam, vin să mănânc la voi acasă. Ce îmi place aici, că e zona pietonală, dar sunt multe biciclete, știi? Și chiar vine lumea cu bicicleta. Da, se circulă mult. Și azi dimineață când am fost la cumpărături, erau cu bicicleta și nu era deloc aglomerat. Tocmai cred că merge lumea cu bicicleta la lucru. Da, atâta că e un pic nașpa cum e piatra asta cubică. De ce? Păi nu, tot. Da, dacă ai bicicletă de aia clasică fără... Dacă ai bicicletă de aia clasică fără suspensii, e cam nașpa. Ia să-i încățele acolo, ai văzut? Da. Am comandat două chestii. Și gula și ceva friptură de porc cu roasted potatoes, ceva cartofi, cred că cu ceapă, așa la tigaie, făcut, un fel de răntăliți la noi. Da, uite, de gula și ăsta într-o tigaie, am crezut că numai o miezu când aduce. Da, uite-le. Ia, uau. E numai carne, hai să vin dacă e bun. La cum arată. Acesta este un gulaș tipic sloven, se numește bograc. Da, bograc și se scrie acolo că e king of gulaș, deci rege de gulașul gulașului, da? Hai să vin. Vai de viața mea, de eu nu știu cum mănâncă pe carne. Și friptura de porc. Da, exact, ție mănâncă eu jumătate și după ți-l ție, bine? Da. No, ne vedem la felul 2. Foarte bine. Cu o friptură mai mult de vită cu sos. Dar e bun, e foarte bună. Nu e că lumea se joacă cu Charlie. Deci revin și felul 2. Păi, sincer, imensă poți arăta câtă bucată de cărnă ai aici. Tu vezi câtă carne ai. De viață, dar măcar ăștia nu-s roasted potatoes. Așa e pure, cum îți place ție? Da, mie îmi place, ok. Vai, roasted. E ok. Pireu bun, dar mai bun la meu. Clasic. Sincer. Hai să văd carnea asta. Vezi că ai cuțit în... Da, acum să văd. Bun, e ceva friptură de aia, știi? Păi, mi se pare că e friptură de porc cu piure, că la mine nu mai aranjat altfel. Același gust ai. Înseamnă că e bun, că l-am acasă. Da, e foarte bun, recomand neapărat. Tot ce s-a luat? Piept de pui cu polenta și legume de sezon care sunt roșii, văd că coapte.
arată mega bine. Mega bine arată mâncarea. Super aici, așa e? Recunoști că o fost o investiție bună. Am terminat de mâncat, suntem full. Ali, mai bine nu-ți luai culașul. Ai fost prea full. Da, sincer, de-abia am terminat. Adică am mai lăsat un pic. N-am mai putut, vă dați seama, n-am terminat eu. Dar a fost super, super full. Deci trebuie să venim aici, o să lăsăm numele localului. Da, e Figo Veci, Figo Veci, dar lăsăm acolo și adresa. Da. Ideea e că am plătit cam cu 20% mai ieftin, 20-30% mai ieftin. 20-30% mai ieftin, că am venit 5 minute din piața aia centrală, care ai văzut-o voi. Da, deci nu e chiar în centru, e tot în centru, dar nu în centru vechi, acolo lângă râuș, așa. Și, sincer, mâncarea delicioasă. Da, super bună, adică același nivel, adică chiar mai bun, mi-a plăcut, poate chiar mai bine. Mie polenta, sincer, aia e cea mai bună polenta pe care am mâncat-o. Da, mămăligă. Da, mămăligă, cum se zice la noi. Super bun. Și hai să vă zice și cât a costat, ai bonul tu. Da. Păi, gulașul 7,50€, pieptul meu de pui cu polenta cremoasă 13€, îmi vine să zic dolar cum am fost în state, și fripturica ta 12,20€ cu piureu. Deci total? 35,80€, a mai fost și limonada ta cu 3,10€. Da, și mai, deci preț mega bun, nu? Da, și ne-am învățat minte, nu ne-am mai luat apă, dar am cerut apă tepoată, pentru că am citit pe net că e una dintre cele mai curate ape potabile aici în Ljubljana. Da, da. Deci e frumoasă piața asta, doamne fer, îmi place enorm de mult, enorm de mult. S-a mai golit un pic, dar tot e lume, știi? Tot stă lumea pe aici, se plimbă. 22:30 seara. Da, deja e târziu și luni seara. Adică, na. Seara de vară. Da, ce frumos. Uitați, uitați ce frumos. Hai să mergem acasă că e târziu. Da, ne ducem. Cam atât pentru seara asta. A fost o zi obositoare, cred că din cauza căldurii ne-a pus capac. Dar mergem la somnic acum și ne vedem mâine la ora 8, ca de obicei. Puteți să ne lăsați în comentarii sugestii de ce am putea vizita în Croația, aceasta fiind următoarea țară după ce terminăm cu Slovenia. Și ne vedem mâine seara. Salut!